Era o zi frumoasă pe insula Sodor. Thomas și Percy erau ocupați manevrând vagoane pe docul Brendam. Păzea, Percy! Vin vagoanele! Dar își cam făceau de cap. Voi doi o să provocați un accident. Avem grijă, ursuzule. Da, mare grijă. Uite un vagon pentru tine, Thomas. Dar Thomas și Percy nu prea aveau grijă. Și unul pentru tine, Percy. Thomas! Ce v-am spus eu? Uite, un om de metal. Un robot. Un robot? Locomotive aiurite. Nu-i un robot, e o armură. Așa cum poartă cavalerii. Sper că nu ați stricat-o. Nu prea cred asta. Se mișcă. Nu-i nimic, Percy. Nu-i decât o armură. Dar a cui o fi oare? Thomas și prietenii săi. Regele șinelor. Cândva de mult, înainte de a exista șine, insula Sodor era cărmuită de regi, iar cel mai mare rege din Sodor a fost regele Godred. Godred era un rege foarte iubit. Apăra insula de invadatori cu ajutorul galanților săi cavaleri în armură. Viața era bună sub domnia lui Godred. Era o epocă de aur. Și regele Godred purta o coroană de aur. Dar într-o zi, coroana îi fu furată. Hoții fură prinși în cele din urmă, dar coroana fusese ascunsă. N-a mai fost văzută niciodată. Ruinele castelului regelui Godred se mai află încă în Ulfsted, pe proprietatea contelui de Sodor. În prezent, în loc de cavaleri în armură strălucitoare, locomotivele sunt cele care colindă insula sau traversează spre continent, pe podul rulant din Vicarstown. Pod ce poate fi ridicat ca un pod basculant pentru a permite accesul vapoarelor. Într-o zi, Thomas fu trimis la spălătorie cu Annie și Clarabel. Dar Thomas și vagoanele lui nu erau singuri acolo. De ce am fost trimiși toți la spălătorie azi? Cred că se întâmplă ceva. Trebuie să fie o zi specială. Eu am auzit că vine Spencer de pe continent. Sper că nu ne spălăm toți de dragul lui Spencer. Eu am auzit că aduce un călător important. James are dreptate. Astăzi avem un vizitator deosebit. Prietenul meu, contele de Sodor, se întoarce acasă pe insulă, după ce ani de zile a călătorit în lume. Fiecare locomotivă și fiecare gară de pe insulă trebuie să arate de nota 10 acum la întoarcerea sa. Thomas și prietenii săi erau foarte fericiți. Nu mai întâlniseră un conte până atunci. Toate locomotivele și toți oaspeții așteptau ca Spencer să vină cu contele.
Uite-i că vin! Doamnelor și domnilor, locomotive și vagoane, vi-l prezint pe Sir Robert Norumby, contele de Sodo. Bine ați venit! O festivitate! Splendid! Ne-am adunat aici, Sir Robert, ca să sărbătorim... Nu! Continuați! N-am vrut să vă întrerup. Și i-am promis lui Milly că o să ajung la moșie până la ora 2. Serios? Petrecere frumoasă! Se vede că vă distrați de minune! La revedere! Milly? Cine e Milly? Te rog să nu mă întrebi, n-am auzit de ea. Vai de mine, scuze de întârziere, contele a sosit? A fost și a trecut, Percy, a fost și a trecut. A doua zi, controlorul cel gras îl trimise pe Thomas pe docurile Brandham să preia o încărcătură pentru conte. La revedere, ursuzule! Pe curând, Thomas, și încearcă să nu mai spargi alte lăzi. Thomas urcă încet panta abruptă ce ducea la moșia contelui. Minunat, absolut minunat! Nu, mai înalt, mai mare, mai curajos! Aha! A sosit prima mea încărcătură! Milly! Vin, domnule! Mi s-a părut mie că văd o locomotivă cu aburi. Salut! Ești Milly? Asta-s eu! Colind calea ferată de la moșia contelui. Tu trebuie să fii Thomas. Sunt, dar nu mi-amintesc să te mai fi văzut. Asta nu mă surprinde. Contele a fost plecat atât de multă vreme, iar eu am rămas în depoul meu. Dar acum am ieșit, Thomas, și sunt gata de alergat pe șine. Nu te mișca, Milly. Încărcăm. Scuze, domnule. Oh, nu. E aceeași ladă pe care am scăpat-o la docuri, cea cu armura. E foarte veche și foarte valoroasă. Dar e și foarte rezistentă, Thomas. N-ai stricat nimic. Puneți armura alături de mine, băieți. Va fi paznicul meu. Mulțumesc, Thomas. Dacă aș avea coroana de aur a regelui Godred. Doar asta îmi lipsește pentru a-mi duce la bun sfârșit planul. Pa, pa, Thomas! Pa, pa! Thomas rămase cu gândul la planul contelui și la coroana de aur a regelui. Într-o seară, la podul rulant din Bickerstown, o anumită locomotivă argintie se întoarse pe insulă. Spencer! Te-ai întors atât de repede? Contele Robert m-a împrumutat iar de la ducele și ducesa de Boxford pentru a fi locomotiva sa privată. Fiecare locomotivă are de făcut câte o treabă foarte utilă. De pildă să tragă trenurile expres sau să transporte marfă grea. Să fii locomotivă privată e o chestie foarte utilă, Gordon. Conții și ducii apreciază doar cele mai rafinate locomotive și cele mai rapide. Nu ești cel mai rapid, Spencer. Eu sunt. De asta conduc expresul. Categoric, eu sunt mai rapid decât tine. Tu nu vezi? Sunt o locomotivă aerodinamică. N-ar trebui să vă întreceți ca să aflăm? Cu mare plăcere. Asemenea. Atunci rămâne pe mâine dimineață la prima oră? A doua zi dimineața,
Percy îi aduse vagoanele lui Gordon. Unde e Spencer? Parcă trebuia să ne întrecem. Expresul pornește întotdeauna la timp. S-o fi speriat că o să câștigi tu? Da, așa se pare. Neața, Gordon! Ia să vedem acum cine-i cel mai rapid. Stai, nu e corect. Nimeni n-a zis că pornim. Gordon goni după Spencer. Dar era greu să mărești viteza cu patru vagoane grele în spatele tău. Era cât pe ce să-l ajungă când Spencer părăsi linia principală și o luă spre moșia contelui. Unde te duci? Era cât pe ce să te ajung din urmă! Nu contează! Mi-e teamă că acum trebuie să fiu o locomotivă foarte utilă! Poate o să ne întrecem într-o altă zi! Mai târziu, în aceeași dimineață, Percy manevra vagoane la docul Brandham când observă că o locomotivă se ascundea în spatele unor lăzi. Pentru ce ai făcut asta? Credeam că ești Thomas. Ce cauți aici, Spencer? Ai venit să manevrezi vagoane? Categoric nu, l-am adus pe Conte aici. Are o treabă importantă cu administratorul docului. Oh, păcat! Credeam că o să devii locomotivă de tren de marfă, să fii și tu foarte util. Ha! După amiază, Thomas se întâlni cu Spencer la cariera de pe Muntele Albastru. Salut, Spencer! Ai venit să transporti piatră? Categoric nu! Am o treabă foarte importantă cu contele. Bine, Spencer! Dă înapoi! Transporti piatră, Spencer! E un lucru foarte, foarte util. Oh, asta nu e o treabă pentru o locomotivă splendidă așa ca mine. Conții prețuiesc doar locomotivele rafinate. Ai uitat? În timp ce îl privea pe Spencer plecând, Thomas nu se putu abține să nu se întrebe ce voia contele să facă cu niște blocuri mari de piatră. Și celelalte locomotive erau curioase. Am auzit că a comandat șine și traverse. Probabil o fi construind o nouă linie. N-ai nevoie de blocuri mari de piatră pentru o linie ferată, Percy. Ba da, dacă vei construi un pod, Gordon, sau o gară nouă. Dar de ce să vrea o gară la moșie, Hiro? Nu prea merge nimeni acolo. Tocmai atunci, sosi Toby. Un mesaj foarte important. Henry s-a defectat. Nu-mi spune că iar are nevoie de cărbuni speciali. Nu, Gordon. Asta s-a rezolvat în urmă cu ani de zile. I s-a spart supapa de siguranță, iar controlorul cel gras vrea ca Percy să tragă trenul lui cu încărcătură grea până pe moșia contelui. Pe barele mele, mă duc pe moșia contelui. O să aflu ce construiește. Dar Percy nu-i suficient de puternic pentru un tren cu încărcătură grea. Eu am transmis doar un mesaj. Percy sosi la docurile Brandham. Bietul Henry era înțepenit pe o linie secundară din cauza supapei de siguranță. Percy era foarte bucuros. Nu trăsese niciodată un tren lung cu încărcătură grea. Salut, James! Ai aflat? Mă îndrept spre moșia contelui! Controlorul cel gras m-a rugat să duc acolo trenul ăsta cu încărcătură grea. Mai gândește-te puțin, Percy. Controlorul cel gras mi-a cerut mie să trag trenul ăsta, nu ție. Dar Toby zicea că eu trebuie să-l duc. Toby? Și mă rog, de când ne spune el ce să facem? Salut, prieteni! Controlorul cel gras m-a trimis să duc trenul ăsta cu încărcătură grea până la moșia contelui. Dar mi-a cerut mie asta! Nu, Percy, ai spus că Toby ți-a cerut! James se plasă pe poziție cu încăpățânare pentru a trage trenul. James! Nu-i corect! Așa că Thomas și Percy se postară în fața lui. La o parte din calea mea, ăsta e trenul meu! Nu, James, controlorul cel gras a zis că...
Salut, Percy, Thomas și James. Mă bucur să văd că sunteți gata de drum. Gata de drum, domnule? Spuneți-le să se dea la o parte, domnule. Îmi stau în cale. Vă rugăm, domnule, spuneți-ne cine trebuie să tragă trenul ăsta greu. Voi toți, desigur. Trenul e mult prea greu pentru a fi tras doar de unul dintre voi. Va trebui să lucrați împreună. Împreună? 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 Așa că Percy, Thomas și James fură cuplați la vagoane și plecară spre moșia contelui. Cuplați la vagoane și gata de drum. James, Thomas și Percy, porniți acum. Să muncim cu spor, marfă să livrăm. Cu voin pe șine, acum accelerăm. Iată-ne cum urcăm, tot mereu alergăm. Ho, ha, ho, hei! Împreună muncim, yeah! Și ne dorim, nu ne oprim, hei! Pe insula Sodor zângănim, bufărim. Roțile se-nvârt și-n fum ne-nvăluim. Muncim până seara, ca de obicei. Vrem să fim utili, hei, hei, hei! Iată-ne cum urcăm, tot mereu alergăm. Ho, ha, ho, hei! Împreună muncim, yeah! Și ne dorim, ho! Nu ne oprim, hei! Ne ajutăm, da, da! Tragem, nu stăm, ho! Carăm, ridicăm, hei! Prieteni pe vecie, da! Când se apropiară de moșia contelui, văzură șine noi, traverse de lemn, piatră și alte materiale de construcție. Apoi Thomas îl văzu pe vechiul său amic, Jack, încărcătorul frontal. Jack, tu ce cauți aici? Salut, Thomas! Îl ajut pe conte la noul său proiect. Restaurează castelul Ulfsted. Pe toate coșurile de fum... Așadar, asta construiește! Wow! Eu mă întorc la muncă, mai am mult de lucru. Trenul cu încărcătură grea fu împărțit. James și Percy duceau materialele de construcție, în timp ce Thomas manevră cutiile și containerele pe o linie secundară. Oh, stai puțin! Lada aceea trebuia să ajungă la depou, Thomas. La depou? Oh, dar ce e acolo, domnule? E ceva pentru Victor? Pentru Victor? Pot să o duc eu? Vă rog, domnule, vă rog! Pot să o duc eu! Contele, sunt sigur, ar prefera o locomotivă splendidă ca mine, nu-i așa, domnule? Dacă sunteți chiar atât de curioși, ce-ar fi să o ducem împreună? Nu e nevoie de 3 locomotive pentru a trage un vagon platformă. Bine, James! Poți să rămâi aici? Nu! Și eu vreau să vin! Așteptați-mă! La depou, Victor fu surprins să-i vadă pe Thomas, James și Percy. Salut, prieteni! Dar ce-i chestia aia din cutie de trebuie adusă de atâtea locomotive? Nu știm ce e, Victor. Contele nu ne-a spus deloc. Ador o surpriză plăcută! Voi nu? Ridicați-o, băieți! Wow! El e prietenul meu, Steven! Surpriză! Salut, Steven! N-am mai văzut locomotivă ca tine. Adică una cu viermi și găuri ruginite? Nimeni nu m-a văzut de multă vreme. Nu mi-am învârtit roțile de ani de zile. Nu mă surprinde. Știi, cred că boilerul tău are ceva. Și coșul tău, să nu mai zic de vopsea. E puțin de lucru, dar e minunat, nu-i așa? Păi, va fi în curând. Nicio grijă, prietene, te vom repara îndată. Ei bine, pe curând! Pe curând! Salut! Salut! La revedere, Steven! Sire, mă întrebam, de fapt,
toate locomotivele se întreabă: care-i planul domniei tale? De ce reconstruiți castelul și puneți șine noi? Și ce e în toate lăzile domniei tale? Toate la timpul lor, Thomas. Vom dezlega misterul mai târziu. Face parte din surpriza mea. Dar Steven, sire, și el face parte din această surpriză? Am o slujbă specială pentru Steven. O slujbă deosebită, dar cred că e mai bine să nu-i spuneți nimic deocamdată, Thomas. Avem foarte mult de lucru înainte ca el să înceapă. Bine, domnule, n-o să scot o vorbă, promit. În seara aceea, în depoul Tidmouth, Thomas, Percy și James le povestiră celorlalte locomotive despre Steven. Cum ziceați că arată? Avea lemn în jurul boilerului și un coș îndoit. Și părea a fi fost părăsit multă vreme în depozitul de fier vechi. E model vechi, mai vechi decât orice locomotivă văzută până acum. Ce tare! Aș vrea să-l văd cu ochii mei. Și eu! În dimineața zilei următoare, Henry se chinuia tot cu supapa de siguranță. Nu pot scoate aburi. Nici o grijă, Henry, o să te duc eu la depou. Victor o să te repare cât ai clipi. Emily se bucură nespus să-l ducă pe Henry la depou. Voia să vadă locomotiva de modă veche. Dar când sosi, nu văzu nicio locomotivă. Bună! E cineva aici? Salut! Aici sus! Salut! Eu sunt Emily și el e Henry. Eu sunt Steven, încântat de cunoștință. Ce cauți acolo sus? Mă transformă în avion! Serios? Nu! Vor să-mi verifice aparatul de rulare și vor să-mi repare și roțile. Emily nu era singura locomotivă care voia să-l vadă pe Steven. Pe toate coșurile de fum, ce-i cu voi toți aici? Aveți nevoie de reparații? Eu am venit să-l aduc pe Henry, Victor. Trebuie să-i repar supapa de siguranță. Păi, mai dăunezi, eu am tușit funingine prin coșul de fum. Eu am frânele puțin lipicioase, dar... De fapt, am venit cu toții să-l vedem pe Steven, Victor. Și noi! Chiar ați venit cu toții să mă vedeți? Da, Steven. N-am mai văzut o locomotivă ca tine. Chiar ești foarte, foarte bătrân. Steven e una din primele locomotive cu aburi construite în lume. Victor are dreptate. Sunt pe lumea asta de multă vreme și n-am fost mereu atât de rablagit. Îmi amintesc că liniile ferate nu aveau locomotive, iar trenurile erau trase de cai pe atunci. Noi, locomotivele cu aburi, eram cea mai recentă descoperire, iar lumea era îngrijorată pentru noi. Nu funcționam bine întotdeauna și câteodată ne opream. Eram nou-nouțe și experimentale, dar în curând am dovedit că eram mai puternice și mai rapide decât orice cal. Eu eram rapid ca fulgerul. Mi se spunea racheta. Organizam curse. Lumea se aduna de-a lungul căii ferate să se uite la noi. M-am dus să lucrez în mină. Și mai târziu, la docuri. Pistoanele-mi duduiau. Puteam să trag simultan 4 vagoane. Dar locomotivele s-au schimbat puțin de atunci. Voi, locomotivele noi, sunteți rapide și atât de puternice. De asta nu mai lucrez eu. Ai văzut vreodată cavaleri în armură? Nu, oi fi eu bătrân, dar nici chiar așa. Și înainte de a întreba, n-am văzut nici dinozauri. nu te întrista. Cum te cheamă? Sunt Percy. Nu te întrista, Percy. Întrebările sunt întotdeauna un mod bun de a învăța lucruri noi. În următoarele săptămâni, la depou, toată lumea munci din greu să restaureze bătrâna locomotivă.
Thomas și prietenii săi veniră ori de câte ori putură. Voiau să vadă cum progresa munca. În curând, Steven era lucios și părea nou. Coșul îi fusese îndreptat, boilerul reparat, iar locomotiva Tender primi un fluier nou și un strat proaspăt de vopsea. Acum par din nou foarte util. Mă întrebam unde sunteți cu toții. Eu trebuie să administrez o cale ferată, iar voi faceți-vă treaba. Am înțeles. Așteaptă, Percy. Și tu, Thomas, și tu, James. Contele de Sodor m-a întrebat dacă l-ați putea ajuta cu o treabă specială. Nu știu ce pune la cale, dar Robert e un prieten vechi. Vreau să-l ajut să-și ducă treaba la bun sfârșit. Mulțumim, domnule! O să ne străduim! Thomas și prietenii săi erau foarte bucuroși, dar Steven părea puțin trist. Ce norocos ești, Thomas! E foarte important să fii util! Haide, Thomas, ar trebui să plecăm! Și atunci lui Thomas îi veni o idee. Contele are o slujbă pentru el. Poate ar trebui să-i spun asta lui Steven. Nu mi se pare o idee foarte bună, Thomas. Contele a zis să nu-i spunem încă. Dar pare atât de trist. Trebuie să-i spun, ca să-l înveselesc. James și Percy se îndoiau că Thomas proceda corect. Dar Steven râse doar. Ești sigur de asta, Thomas? Sunt o relicvă. Atunci, de ce te-a trimis contele în depou ca să fie reparat? Nu știu, Thomas, dar am văzut că oamenii fac tot felul de chestii fără nicio noimă. O, poate vrea să facă ceai în boilerul meu. Nu, are o slujbă adevărată pentru tine. Serios? Da! O să vezi, Steven, contele de Sodor e plin de surprize. Percy, Thomas și James urcară cu greu spre moșie. Acum, după ce fusese restaurat, castelul arăta altfel. Wow! Castelul arată uimitor! Ne-am străduit să-l terminăm! Contele ne-a adus aici ca să ducem mizeria? Nu pare o treabă foarte specială? Nu asta-i treaba voastră specială, James! După mine! Uhu! Pe toate cazanele! Sfinte și soie! Wow! Wow! Bravo! Hey! Percy, Thomas și James se întrebară ce fel de treabă specială avea contele pentru ei. La depoul de reparații, supapa lui Henry fu în sfârșit reparată. Era gata să se întoarcă la muncă. Steven aștepta cu nerăbdare să afle care e slujba lui. Știi cumva care e noua mea slujbă, Victor? Regret, prietene. Despre asta nu știu nimic. Dar tu, Kevin? Regret, Steven. Nici măcar nu știu ce făceai la vechea ta slujbă. Ai răbdare, prietene. Sunt sigur că o să vină cineva să-ți spună. Dar Steven nu avea răbdare. Era foarte agitat. Nu pot sta cu barele încrucișate. Sunt plin de energie acum. Trebuie să plec imediat. Salut, Victor! Salut, Kevin! Steven, unde te duci? Ca un brav cavaler din vechime, Steven porni într-o misiune de găsire a noii sale slujbe. Percy, Thomas și James aflaseră deja care-i noua lor slujbă.
Îi ajutau pe oameni să construiască acoperișul unei părți din castel. Fură cuplați la câteva vagoane platformă, care susținea o platformă înaltă folosită pentru a ridica grinzile pentru acoperiș. Locomotivele trebuiau să ducă fiecare grindă la locul ei. Nu mai făcuseră așa ceva până atunci. Trebuiau să lucreze împreună. Gordon trăgea expresul când Spencer îi se alătură. Salut, mototolule! M-am întors! Ne întrecem din nou, Gordon! Da, și de data asta să nu te mai prind pe o linie secundară. De parcă eu aș face așa ceva. Spencer încercă să o ia înainte, dar Gordon ținu pasul cu el. Dar apoi începură necazurile. Hei, păzea! În fața lui Gordon era cineva pe șine. Steven! Pum, 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 pum. Am câștigat din nou, mototolule! Oh, ce rușine! Grăbește-te, Steven! Parcă ți se spunea racheta! Wow, wow, wow! Liniștește-te, prietene! După cum vezi, merg cât pot de repede! Gordon nu avea de ales. Trebuia să meargă încet. La castel, Thomas și prietenii săi lucrau împreună din nou. Ușurel, Percy! Scuze, n-am vrut să mă clatin. Potolește-te și fii atent! Amândoi trebuie să fiți atenți. Atunci apărură necazurile. Thomas, stop! Ai grijă, ai grijă. Atenție! Nu! Hei, au! Aveți grijă! Din fericire, nimeni nu păți nimic. Sunteți teferi? Eu sunt! Eu nu sunt! Vopseaua mea este plină de praf! Trebuie să mă duc la spălătorie! Nu te poți duce acum la spălătorie, James! Trebuie să ne continuăm treaba, sau castelul nu va fi gata la timp! Presupun că vopseaua mea nu e importantă! Ha. Paxton și Diesel fură foarte surprinși când Steven apăru la docul Brandon. Cine e locomotiva aia de modă veche cu boilerul de lemn, Paxton? Păi, nu știu. Să-l întreb? Nu te deranja. La o parte, mogâldeață. Trebuie să muncim aici. Și eu, domnule Unsuros. Domnul Unsuros? Mă cheamă Steven și-mi caut noua slujbă. Aici? Pe docul Brandon? Ești sigur? Ăsta nu e un loc pentru o locomotivă bătrână ca tine. Ursuzul are dreptate, babacule. Nu ne mai sta în cale și hai, lasă locomotivele moderne să-și vadă de treabă. Regret, Steven. Mi-a făcut plăcere. Bietul Steven fu dezamăgit. Dar dacă noua sa slujbă nu era la docul Brandon, trebuia să-și continue misiunea de a o afla. După ce urmele accidentului au fost îndepărtate, Thomas și prietenii săi lucrară din greu la construirea acoperișului. În sfârșit, ultima grindă a fost pusă la loc. Își terminaseră treaba. Bravo! Bravo! Să știți că sunt foarte mândru de voi. Împreună ați lucrat minunat. În curând, totul va fi gata pentru marea surpriză. Eu cred că știu ce e. Sunteți regele din Sodor, Sire? Nu, Percy, nu sunt regele din Sodor. Atunci, care-i surpriza? Ia veniți cu mine și o să vă arăt. Apoi am să mă pot duce la spălătorie, domnule. Sigur că da, James, sigur că da. Steven era în drum spre cariera de pe Muntele Albastru. La o carieră este întotdeauna loc pentru alte locomotive.
dar cariera de pe Muntele Albastru era mult mai mare și mai gălăgioasă decât orice carieră pe care o văzuse Steven până atunci. Salutare! Salut! Eu sunt Luke. Tu cine ești? Eu sunt Steven. Îmi caut noua slujbă. Să fie oare aici? Păi, nu prea știu sigur. Ne-ar prinde bine o altă locomotivă. Dar ești destul de puternic pentru munca asta? Puternic? Trăgeam 4 vagoane simultan pe vremea când lucram la mine. Dați-mi o șansă și veți vedea. Chiar vreau să fiu din nou foarte util. Prea bine. Nu-i nicio problemă. Steven fu cuplat la un șir lung de vagoane încărcate cu gresie. Dă-i drumul, Steven! Dar erau prea grele. Oamenii decuplară unul dintre vagoane, iar Steven mai făcu o încercare și încă una și încă una, până când reuși în cele din urmă să tragă un vagon. Poftim! V-am spus că pot face asta. Uitați cât de repede pot să merg. Ai grijă la curbă, Steven! Bățea! Dar era prea târziu. Când Steven ajunse la curbă, vagonul greu le împinse în față și aproape îl dădu jos de pe șine. Îmi pare rău, Steven. Pare o locomotivă de treabă, dar nu cred că avem o slujbă pentru tine aici. Oh, vagoanele pe care le trăgeam noi nu erau la fel de grele ca acestea și erau mult mai mici. Știți cumva dacă mai sunt mine pe aici? Oh, pe vremuri era o mină veche în apropierea castelului Ulsted, dar nu cred că mai lucrează cineva acolo. Oh, să arunc o privire totuși. La revedere! Munca lui Steven de găsirea noii sale slujbe încă nu se terminase. La moșia contelui, Thomas, James și Percy fură uimiți când văzură ce e în lăzile contelui. Tronuri și catapulte, steaguri și tapiserii, statui vechi, scuturi și armuri din întreaga lume. Uite, Thomas, mai mulți oameni din metal! Thomas, ăla se mișcă! Trăiește! Mai degrabă are o mână de ajutor, Percy! Totul face parte din marea mea surpriză. Am de gând să redeschid castelul Ulfsted pentru public. Vizitatori din întreaga lume vor veni să vadă colecția mea de comori medievale. Și coroana de aur a regelui? Ah, nu, Thomas. Din nefericire, singurul obiect care lipsește e coroana de aur a regelui Godred. Dar știi ceva, Thomas? Prietenul tău, Steven, va fi ghidul castelului. Oh, întocmai! Acum, Thomas, poți să-i spui lui Steven despre noua lui slujbă. Eu pot să mă duc la spălătorie? Da, James, sigur că poți. Oh, era să uit. Mai vreau să duceți de aici vagoanele astea nărăvașe. Hiro se bucura nespus că se întoarce de pe continent, pe insula Sodor. Când? Măi să fie! James se bucura nespus că e spălat. Când? Asta ce-a mai fost? Gordon și Spencer se bucurau nespus că se întreceau iar. Când? Cine era ăsta? Nu mă întreba, n-am văzut niciodată! Cele două locomotive grăbite așteptau la semafor. Amândouă erau locomotive aerodinamice, ca Spencer. Salut! Sunt Connor. Eu sunt Caitlin. Am venit la inaugurarea castelului Ulfsted cu pasageri de pe continent. E drumul nostru de probă. Ne întreceam puțin. Veniți cu noi?
Păi, știți, eu trebuie să mă întorc în Nepford. Da, da, din păcate și eu am de lucru, noi nu ne întrecem niciodată. Nu, suntem prea ocupați pentru asta. Cum doriți! Steven era pe panta de sub castel, când observă șina spre mina veche. Exact! Asta ar putea fi ultima mea șansă! Vreau să las o impresie bună! Steven își croi drum de-a lungul șinei pline de buruieni. Dar când ajunse în sfârșit la intrarea în mină, descoperi că era blocată cu lemne. E adevărat! Nimeni nu mai lucrează aici! Ah, Thomas s-a înșelat! Nu există nicio slujbă pentru mine nicăieri! Sunt prea lent, prea bătrân și slab! Thomas și Percy erau gata să ducă vagoanele nărăvașe încărcate cu gunoaie. Contelui se păru că erau prea grele pentru două locomotive mici. Trebuie să-l sun pe domnul Topham. O să-l rog să-l trimite pe James înapoi să ne ajute. Dar Thomas nu voia să aștepte întoarcerea lui James. Sunt sigur că eu și Percy o să ne descurcăm. Voia să-i povestească lui Steven despre noua lui slujbă. Stai puțin, Thomas! N-ar trebui ca unul să fie în față? Ce o să facem când ajungem în vârful pantei? Dar fu prea târziu. Vagoanele nărăvașe erau deja pe pantă și începură să o ia la vale, trăgându-i după ele pe Thomas și Percy. Vagoanele nărăvașe erau prea greu de oprit. Mai repede! Mai repede! Pare a fi un tren scăpat de sub control! Exista o singură scăpare. Sfinte Sisoie, Percy, a fost cât pe ce! Thomas și Percy traseră vagoanele grele, răsuflând ușurați. Nu-și dă dură seama că bietul Steven era blocat acum în mină. Insula Sodor zumzăia de bucurie cu ocazia marii inaugurări. Vizitatorii de pe continent se grăbeau să vină aici. Toate locomotivele munceau cu sârg ca totul să fie gata. Thomas se duse la depou după Steven. Salut, Victor! Unde e Steven? Nu știu, Thomas. A plecat în grabă. M-a tot întrebat despre noua lui slujbă. Noua lui slujbă? Nici măcar nu știa despre ce e vorba. Unde să se fi dus oare? Thomas își făcu griji pentru Steven. Și când le spuse lui James și lui Percy, aceștia se îngrijorară. Vezi, Thomas? Contele te-a avertizat să nu-i spui nimic lui Steven. Acum uite ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. O să-l găsim. Așa că Thomas, James și Percy porniră în căutarea lui Steven. Întrebară pe toți dacă îl văzuseră. Îmi pare rău, Percy. Nu pot să spun că l-am văzut. Nu cred că a venit la castel. Locomotiva aia de modă veche? Da, a fost aici, James. Diesel a fost nevoit să-i spună să se dea la o parte. Părea o locomotivă de treabă, Thomas, dar vagoanele erau prea grele pentru el. Nimeni nu știa unde-i Steven și începuse să se întunece. Căutați-l pe Steven! Adică pe mine! Ajutor! Oh, se pare că va trebui să ies singur de aici.
înainte să rămân fără aburi. Steven goni prin mina veche, dar nu mai găsi nicio ieșire. Apoi, când ajunse la o curbă, se lovi de niște bolovani. Wow! Și provocă o alunecare de pietre. La depoul Tidmat, Thomas le spuse celorlalte locomotive că Steven dispăruse. Nu se poate să fie ajuns foarte departe. Dar ar putea fi în pericol. N-ar fi trebuit să-i spui că are o slujbă când el nu are. Dar Steven va avea de lucru pentru conte. Trebuie să-l găsim, să vedem dacă-i teafăr. După ce praful se împrăștie, Steven văzu printre pietrele căzute un cufăr vechi de lemn. O să-l dau la o parte. Vagoane volante! În zorii zilei următoare, Thomas trezi toate locomotivele. Nu se gândea decât la un singur lucru. Haideți, camarazi! Puneți boilerele în mișcare! Trebuie să-l găsim pe prietenul nostru, Steven! Thomas, James, Percy, încotro ați pornit? Ne pare rău, domnule, dar noua locomotiva contelui de Sodor, Steven, a dispărut. Trebuie să-l găsim. L-a văzut cineva pe Steven? Victor spune că a plecat din depou și nu s-a mai întors. Am nevoie să mă ajute la inaugurarea castelului Ulfsted de mâine. Oh, asta era. Vă rugăm, domnule, eu, Percy și James putem da o mână de ajutor? Prea bine, Thomas. Alte locomotive vă vor prelua sarcinile. Mulțumim, domnule! Oh, da! Mulțumesc, Sir Topham! Voi avea grijă să anunț și centrul de salvare de pe insula Sodor. Steven! 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 Când cauți ceva special și prin jur nimic nu vezi, încerci să rămâi vesel tot timpul, însă tot te întristezi. Ai nevoie de un amic să te înveselească, să te ajute chiar și un pic, să te călăuzească. Caută, nu te lăsa, sus, jos, stâng, drept, în preajma ta. Caută peste tot, în orice loc, și așa totul merge strună. Nimeni nu stă chiar deloc. Când te simți dezamăgit, hai nu renunța. Ai amici ce negreșit te vor ajuta. Caută, nu te lăsa, sus, jos, stâng, drept, în preajma ta. Jos chiar deasupra ta. Caută, nu te lăsa. Căutară în fiecare depou, în fiecare gară și tunel. Dar nici urmă de Steven, nicăieri. Trebuie să pufăi mai departe. Bietul Steven nu mai avea suflu. Oh, nu-mi vine să cred! M-am învârtit în cerc! Acesta este tunelul prin care am intrat! Roată cu roată încercă să-și continue drumul, dar... Nu mă mai pot mișca niciun centimetru! Stai, Thomas! Ar trebui să verificăm aici! Știm că Steven nu e acolo, Percy. E și înspre vechea mină. Am coborât acolo când vagoanele nărăvași au luat-o la goană. Ar trebui totuși să verificăm, Thomas, pentru orice eventualitate. Bine, Percy, tu du-te să verifici încă o dată în carieră.
Nici o grijă, Thomas. O să-l găsim pe Steven. Thomas își croi drum de-a lungul șinei cu buruieni. Steven! Steven! Ultimul sector de șină era slăbit, fiindcă suporții de lemn putreziseră. Apoi, Thomas ajunse la capătul liniei, unde intrarea în mină era blocată de pietre. Știam eu că nu e aici. Se pregătea să plece când observă ceva sub linia ferată. E coșul lui Steven! 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 Thomas! Steven încercă să fluiere, dar nu reuși. Boilerul lui era aproape uscat. E inutil. Steven nu e aici. Probabil nici nu e coșul lui. Steven mai încercă o dată să fluiere. Își adună toată energia și... Sfinte Sisoie, chiar e aici! Nicio grijă, Steven! Am venit să te salvez! Dar am nevoie de ajutor ca să dau pietrele deoparte. Și cât de repede putură pistoanele sale, Thomas goni spre castelul Ulfsted să aducă ajutoare. Jack! Jack! Hă? Ce e, Thomas? Apoi dădu fuga înapoi la mina veche, însoțit de Jack. Steven! M-am întors și l-am adus pe prietenul meu, Jack! E un încărcător frontal. O să te scoatem de acolo, Steven! Dar Steven nu răspunse. Asta e o treabă pentru Jack! Nicio grijă, Thomas! O să eliberezi intrarea! De îndată ce intrarea fu eliberată, Thomas dădu buzna. Ai grijă, Thomas? Șina slăbită se clătină sub greutatea lui, dar Thomas înaintă cu curaj pe ea, direct în mină. Steven! Steven! Thomas! Oh, crezusem că ați uitat de mine! Ești în siguranță acum, Steven? Am venit să te scot de aici! Serios? Mă gândeam să mă apuc de minerit! Nu pot nici măcar să ies dintr-un tunel. Mi-e teamă că te-ai înșelat, Thomas. Nu mai sunt deloc util. Aiurea! Contele are o slujbă pentru tine, Steven. Vei lucra pe proprietatea lui. O slujbă pentru o locomotivă de modă veche așa ca mine? Ești sigur? Da! A restaurat castelul Ulfsted. Vei lucra acolo. Îi vei îndruma pe vizitatori. Vei fi noul cavaler în armură strălucitoare. Serios? Wow! Îți mulțumesc pentru că m-ai salvat. Nu v-aș fi fost util dacă aș fi rămas blocat într-o mină veche, nu-i așa? Steven! Ura! Vestea despre salvarea lui Steven se răspândise deja. Doar n-ați venit iar să mă vedeți pe mine, nu? Oh, ba da, Steven! Pentru noi ești o locomotivă foarte importantă. Trebuie să te pregătim pentru ziua de mâine. Ce ți-am spus eu? Oh, domnule, am găsit un cufăr mare de lemn. Înăuntru era... Aveți grijă! Linia ferată se prăbușește! Alunec! Rămâi pe șine! Trebuie să rămâi pe șine! Vin acum, Thomas! Ai grijă, Sfinte Sisoie! Repede, Thomas! Trage-ne înapoi! Nu mai rezistă mult! Așa! Ura! Ura! Bravo! Yeah. Bravo, Jack! Bravo, Thomas! Acum trebuie să ne pregătim cu toții. Mâine va fi o zi cu totul deosebită. A doua zi era inaugurarea castelului Ulfsted. Veniseră oaspeți de pe tot cuprinsul insulei, dar și de pe continent. Vezi, Thomas?
Omul de metal e viu! Face semn cu mâna! Nu vorbi aiurea, Percy! O armură nu face semn cu... Cum? Ta-da! Cel puțin, nu singură! Doamnelor și domnilor, dragi locomotive și vagoane, vreau să vă urez tuturor bun venit în castelul Ulfsted! Încă mai avem de lucru, dar sper că voi reuși să readuc castelul regelui Godred și împrejurimile sale la gloria lor de odinioară. Și acum vreau să vă fac cunoștință cu locomotiva mea specială, Steven! Veți vedea că Steven e expert în istorie, de vreme ce a trăit pe propria piele o parte din ea. Și împreună cu Millie va fi mai mult decât fericit să vă conducă prin castel și pe moșia Ulfsted. Oh. Și asta nu e tot. Steven a reușit să găsească un obiect pe care eu îl credeam pierdut pentru totdeauna. Coroana de aur a regelui Godred. Îmi pare rău, Steven. Dacă nu ți-aș fi spus nimic despre slujba ta, n-ai fi rătăcit niciodată de colo-colo și n-ai fi fost blocat în mină. Dacă n-ai fi fost tu, aș fi fost încă acolo. Și dacă n-aș fi fost în mină, nu aș fi găsit nici coroana regelui. Doamnelor și domnilor, pe vremuri, cavalerii din Sodor organizau întreceri între castele. Astăzi vă propun o întrecere între doi cavaleri în armură strălucitoare, Connor și Caitlin. Hei, Spencer și Gordon, de ce nu vă întreceți și voi? Haideți, o să vă placă! Aha, e o idee splendidă! Dacă Sir Topham Head va fi de acord. Păi, de vreme ce avem de a face cu o ocazie specială, poate doar de data asta. Cavaleri în armură strălucitoare, pe locuri? Fiți gata? Start! Au dublat în limba română Alexandru Rusu, Ion Ruscuț, Richard Balin, Sorin Ionescu, Florian Silaghi, Rin Tripa, Petre Ghimbășan, Anca Sigmirean, Răzvan Bicoveanu, Sebastian Lupu. Traducerea și adaptarea Ester Achelariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Sfârșit.